tuturor, sunt Foxy și sunt foarte îngrijorată pentru că iubitul meu m-a ignorat toată săptămâna. Nu-mi răspunde la mesaje, dar l-am văzut că a dat inimioare la prietena mea cea mai bună. Ea a apreciat fotografiile de pe Brookhaven Instagram. Am încercat să-mi sun prietena pe FaceTime, dar nu-mi răspunde. Și de obicei îmi răspunde imediat. Locuiesc peste drum de ea și pot să jur că i-am văzut mașina iubitului meu parcată în fața casei ei. Oare mă înșală cu prietena mea cea mai bună? O să mă duc să sun la ușă. Nu răspunde, dar problema este că aud muzică romantică dinăuntru. Oare este la întâlnire? Rămâi până la finalul acestui episod să vezi ce se întâmplă. Iubi, îți place ce fac? Yeah. Place cum mă mișc? Yeah. Continuă. O să intru să văd ce se întâmplă acolo. O să intru pe geam. Așa, să vedem. Nu-mi vine să cred. Ce faceți voi doi aici? Faci mișto? Mă șei cu cea mai bună prietenă? Oh my god! Asta e imposibil. Best friend! Îmi pare rău. Nu am vrut să se întâmple asta. Dar iubitul tău este prea atractiv. E așa de fain și bun. Îmi place rău de el. Plus că tu arăți ca o piersică. Te-ai îngrășat rău, fată. Și lui nu-i mai place de tine. Yeah. Prietena ta, baby, e mult mai frumoasă decât tine, Foxy. O ador. Ea nu este așa, cum să zic, purcică ca și tine. Ea este Maddy. Ea este pituță și slimy și îmi place de ea. Așa că nu-mi pare rău. Dar am crezut că mă iubești. O iubesc pe ea, ea e faină rău. Îmi pare rău, prietena. Uite, ca să mă ierți, o să-ți dau o pungă de Doritos. Preferata ta. Ia, fată, și mănâncă și îngrașă-te în continuare. Nu-mi vine să cred. Nu mai mănânc Doritos în viața mea. O să regretați amândoi că mi-ați făcut chestia asta. O să devin cea mai faină. Nu-mi vine să cred, prietena mea, cea mai bună cu iubitul meu. Gata, nu-i mai place de mine că sunt grăsuță. Să dă repede la prietena mea care arată bine. Ce fel de prietenă e ea că mi-a furat iubitul? Hei, nu plânge, totul va fi bine. O să vezi, o să se rezolve toate problemele. Hei, dar cine ești tu și de ce vorbești cu mine? Ești un fel de zână? Da, sunt zâna frumuseții. Dacă vii cu mine, o să-ți împlinesc o dorință. O să te fac cea mai frumoasă de pe planetă. Iubitul tău va regreta că te-a părăsit pentru cea mai bună prietenă. Oh my god, chiar se poate așa ceva? Poți să mă faci slabă și frumoasă, mult mai frumoasă decât prietena mea? Ca să-i facă în ciuda iubitului meu? Clar, o să-ți fac operații estetice. O să vezi, o să arăți de milioane. Sigur, unde mă scriu? O să vezi, o să se întâmple miracolul. O să te duc la spital și o să te operez. Dar vezi că o să te doară puțin. Reziști? Orice pentru frumusețe. Ești pregătită? Viața ta ți se va schimba. După ce o să te operez, o să fii ca nouă. Da, sigur, îmi pune și botox și de toate? Da, de toate. Ok, atunci îmi dau acordul. Abia aștept să fiu o persoană nouă. Super! În primul rând trebuie să-ți fac injecția asta ca să te ador. Hai, ador. Bun, acum trebuie să te scăpăm de burtă. Așa, să îți punem o injecție de botox. Așa, perfect.
Oh, ce buze superbe! Iar acum trebuie să aștept să te trezești. Wow, Zuna! Wow! Ai făcut minuni! Talia mea nu a arătat niciodată atât de bine. Wow, ce talie subțire am! Și nu știu ce mi-ai făcut la față, dar arată wow! Mersi, mersi mult! Ești cea mai tare zână frumuseții pe care am întâlnit-o! Cu plăcere! Și acum ia și tu 1.000.000 de robux să te duci să-ți iei niște haine mai faine. Scapă de țoalele astea de grăsuțe. Du-te și dă-l pe spate pe fostul iubit. Fii sigură de asta! Mersi, fain! O să regrete că m-a părăsit pentru prietena mea. Oh my god, Foxy, tu ești? Oh, ce fain arăți! Vrei să fii iubita mea din nou, Foxy? Scuze, Bibi, mă despart de tine. Nu știu ce a fost în capul meu. Oh, îmi pare rău, vrei să fim din nou împreună? Te rog, iubito, hai să fim împreună. Ești frumoasă, rău. Nu, mersi. Ți-ai ratat șansa. Plus că ești mult mai sărac și mai urât decât mine. Mă duc să ies cu un băiat care mă merită. Nu așa cu oricine. Hei, drăguța. Da, așa mai merge. În sfârșit, un băiat pe măsură. Condu. Și pot să-mi cumpăr și singură multe bijuterii. Cumpăr flori și haine, case și mașini. Spar banii pe cele mai faine, baby. Bam, bam, apar. Sunt Foxy Lavala, sunt bogată rău. Milionară n-o fi rău. Fata asta arată ca un căpcăun. Din cauza felului cum arată, colegii îi dădeau cu bulii la școală. Bună! Ce faceți? Vă jucați în pauze cu mine azi? Fetele îi dau cu bulii. Urâtă mai ești cu spume! Ai picioare de băieți! Iar băieții o evită. Dar cei care îi dau cu bulii știu că aceasta o să-și facă operații estetice? Va deveni oare o fițoasă bogată superbă? Cei care își băteau joc de ea vor regreta? Rămâne să vedeți dacă această fată se va transforma într-o fițoasă bogată și cum vor reacționa colegii ei. Ah, mi-aș fi dorit să fiu ca una dintre fetele populare din școala mea. Ofirar, sper că nu-mi put picioarele. Ah, știu, o să fac asta. O să mă duc azi la școală și o să le întreb pe cele mai populare fete din școala mea dacă mă pot alătura și eu grupului. Vreau să fiu populară. Vreau să fiu și eu băgată seamă. M-am săturat să se râdă de mine. Să-mi aranjez puțin părul. Așa. Să o spăl pe dinți. Gura mea miroase îngrozitor. Sper că nu observă. Gata. Mă duc la școală. Uite, acolo este una dintre cele mai populare fete din școală. Urați noroc, sper să mă accepte în grupul ei. Bună, Bibi, pot să stau azi cu voi în pauze? Scuze, nu. Păi, de ce nu pot? Am văzut că mai aveți loc acolo, pe banca voastră, vă mai lipsește o fată. Vreau să fac parte din grupul vostru de fete populare.
O primești, Bibi, te rog, tu ești șef acolo. Știi ce? Dacă nu pleci, o să urlu. O să urlu și o să vină băieții să te bată. Mișcă-ți picioarele împuțite de aici și fața ta urâtă. Ce? Pe bune? Accepte în grupul lor de fete populare. Hei, băieți! Veniți aici! Haideți că e fata asta căpcăul! Îmi e frică de ea, băieți! Salvați-mă! Haideți! Hei, tu! Am auzit că ai deranjat-o pe Bibi! Nu-mi speria, iubita! Ce? Nu! Te rog, băieți, vă rog! Eu încerc doar să fiu populară și drăguță ca și voi. Lăsați-mă să stau în grupul vostru, vă rog, băieți și fete. Unde e Bibi? Cheamă-o înapoi să-mi cer scuze. Îmi pare rău că am speriat-o. Vreau să fiu prietena ei. Tu, prietena ei? Doamne, dar ești așa urâtă. Zici că te-au făcut mama și taică-te-o cu, nu știu, cu un urs. Ești urâtă, rău, ești căpcăun, ești poate căpcăun. Tu nu te-ai uitat în oglindă? Nu să te primim în veci. Hai, dispari, hai, hai. Și spui picioarele. Nici mie nu-mi put atât de rău. Ba nu, mie îmi put și mai rău, dar eu sunt băiat. Oh, nu mi se crede, nu mă acceptă grupul lor. Nu mai râdeți de mine, o să regretați. Da, ia să văd și pe astea. Bibi, hai înapoi că am pus-o pe fugă pe fata asta căpcăun. Ești în siguranță, vino, scumpo. Fix ca și tine, dar tu ești atât de frumoasă și fițoasă și bogată. Eu sunt atât de urâtă, ca un căpcăun. Crezi că se poate? Sincer, în mod normal nu s-ar putea, dar eu fac magie pentru tine. Ți-ai spus să faci mici operații estetice? Da, orice, pentru că m-am săturat să... Îmi dea cu bully colegii de la școală să zică că sunt urâtă, cu spume, că eu în sufletelul meu sunt frumoasă și vreau să fiu și eu o fată populară. Mă poți ajuta? Da, o să te ajut să fii la fel de baby ca și mine. O să fii ofițioasă bogată și o să regrete că s-au luat de tine. Să le pare rău, jur. Haide, este timpul să te operăm. Vino. Mulțumesc, doamna doctoriță fițoasă. Cu plăcere. Mergi, mergi. Că doar nu te împing eu. Acum ce faceți? Dau două mesaje la iubi, după care te operăm. Îmi dați ceva să dorm sau mă operați așa pe viu? Pe viu, scumpo. Frumusețea doare. Leu, pe viu? Glumeam, sunt baby. Gata, am terminat, am dat mesajul. Bun, hai să ne ocupăm de tine. O să încep prin a-ți scoate grăsimea din corp. O să te fac precum Cardi B. Kim Kardashian. Iar acum să-ți facem buzele. Așa mai de rățușcă. Oh, perfect!
ploioși? Uh-huh, uh-huh. Iar acum să scăpăm de picioare. Aha, aha. Easy! Ha, perfect! Perfect! Ești gata! Îți place? Ei, yo! Cum te arăt așa? Thanks, Betty! Wow! Arăt super! Oh my god! Sunt fițoasă și bogată! Mersi mult! Ești tare rău! Du-te și dai pe spate pe colegii tăi! Arată-le cine e populară și șefa în clasă! Mersi mult, fată! Mersi! Pupla-te, pupi! Și eu te pupi! Sunt fițoasă și bogată acum! Hai să mai văd ce mai zic acum colegii despre mine. Wow, ce fată tare și fițioasă și bogată. Trebuie să fie neapărat în grupul meu. Bună fată, ești nouă în școală? Wow, ce bine arăți, ești Betty Rowe. Auzi, fată, ne mai lipsește o prietenă în grupul nostru de fete populare? Mai avem un loc pe bancă. Vrei să vii să stai cu noi acolo? Trebuie neapărat să fii în echipa fetelor majorete. Noi suntem cele mai tari din școală. Ascultă-mă, știu ce zic. Nu mersi. Văd că nu mă mai recunoști. Dar eu sunt fata aceea pe care o făceați căpcăun și râdeați de ea și dădeați cu buli. Așa că îmi pare rău, nu o să stau în grupul tău de ratate. O să fac grupul meu de fete populare. Nu se poate! Mi se părea mie că te recunosc de undeva. Sunt șocată! Cum te arăți atât de bine? Așa m-a arătat tot timpul. Mi-a făcut operații estetice, dar eu oricum eram frumoasă. Așa că pa, hai fă 5 metri, nu mai sta pe lângă mine că nu ești atât de frumoasă și fițoasă ca mine. Nu vine să cred, aoleu, îmi pare rău. Poate să-ți pară. Aoleu, ce fată faină, vreau să fii iubita mea, sunt nou în școală și vreau să ies cu o fată atât de frumoasă ca și tine. Sunt bogat, știi? Și tu pare așa bogată. Sigur, o să fim cel mai drăguț cuplu din școală. Ia cola. Doamne, dar înveți din cola. Așa și, o verificam să fie bună. Mă doare stomacul, oh my god. Nu știu dacă mi-este foame sau ar trebui să merg la baie. Știi ce? Mai bine mă duc pe toaletă să încerc, poate iese. Ok, hai să vedem. Deci nu a trebuit să fac treaba mare. Ok, deci mi-e foame. Doamne, că n-am mai fost la magazin de o săptămână. Sper că am ceva de mâncare în frigider. Este gol. Bine, mai am pulpele astea de o săptămână, dar sunt de săptămâna trecută. Cred că nu ar fi bine să le mănânc. Adică nu vreau să fac intoxicație alimentară. Cred că ar trebui să verific ce restaurante sunt deschise acum. Serios? Așa repede s-a întunecat. Doamne, ia să vedem ce e deschis. Pentru că mor de foame. Doamne, deja e 12 noaptea. Adică e destul de târziu. Nu cred că mai este niciun restaurant deschis în Brookhaven. Totuși să verific dacă sunt deschise alte restaurante în jur. Sunt deschise câteva. Ce restaurante sunt astea? Ok, am găsit un restaurant care este deschis până târziu. Maică, uite-te și tu ce poză are! Ce restaurant e ăsta? Ia să văd recenziile, câte steluțe are. Oh my god! Restaurantul ăsta are doar o steluță? Atât de rău-i? Restaurant Prințesa în Brookhaven. Bine, și reclama restaurantului arată super, super ciudat. Ce să fac oare? Să mă duc să mănânc acolo? Date că să flămânzez de foame până mâine, cred că ar fi o idee să mă duc acolo. Da, asta o să fac.
Dar înainte să mă duc totuși să citesc recenziile, să văd de ce are atât de puține steluțe, adică, hello, de ce? Mi se pare super ciudat. Oh my god, hai să vedem. Ce zice prima recenzie lăsată de clienți? Serviciile sunt absolut îngrozitoare. Era caca peste tot în toaletă. Foarte șegos. Tipa de acolo a început să se dea la iubitul meu. Ce e cu aceste review-uri? Adică, ăsta e un restaurant? Un salon de păr. Oh my god, acum mi-am dat seama că stăteam să mă gândesc dacă să mă duc la restaurantul ăsta sau nu. S-au închis și celelalte restaurante, deci nu mai am unde să merg decât aici. Ok, cred că trebuie să sun să văd dacă au loc liber, adică să nu mă duc degeaba până acolo. Bună seara! Am sunat la restaurantul Prințesa? Da, așa ne spune numele, adică nu știi să citești? Oh, ba da. Vreau să rezerv o masă pentru o persoană, dacă mai este deschis. Pentru o persoană? Da, ce, vii singură? Adică, n-ai gagic? Nu credeam că trebuie să am gagic ca să vin să iau masa în oraș. Da, sunt doar eu. Ok, presupun că avem o masă disponibilă. Fac rezervare pe numele Foxy, dar ce fel de mâncare serviți acolo? Habar n-am, nu știu, trebuie să vii până aici să vezi ce e în meniu, depinde. Oh, adică nu știi ce servești la propriul restaurant? Chiar nu știu. Doar vino, astăzi avem 10% reducere la toate produsele. Ok, atunci, țineți-i masa, o să vin. Mi-am luat mașina și mi-am pus GPS-ul. Dar nu înțeleg unde este restaurantul acesta, Prințesa. Asta e o casă bântuită, abandonată? Am o presimțire ciudată. Nu cred că e bine să umblu la 12 noaptea prin Bruhelan. Oh, clar, nu e asta adresa. Ce complicat. Oh, uite, am găsit restaurantul Prințesa. Hai să mă duc înăuntru că mor de foame. Am ajuns ea să parchez undeva. Hei tu, era să dai peste mine, ce faci? Ai noroc că nu m-ai lovit, să fiu eu mai speriat de moarte, cere scuze. Oh, scuze-mă, nu te-am văzut, încă învăț să conduc. Oh, Doamne, ești nebună! Era să mă omori, era să-mi scap hotdog-ul, era numai vina ta. Care face, mă, acolo atâta gălăgie la ora asta? Care ești, mă, arată-te? De dispărut șobolane că te văd. Te prind și te împetigaie. Și mașina asta, cine a parcat-o aici? Bă, prințesă, ai nevoie de ajutor, fă? Ce se întâmplă aici? A cui e mașina asta, Belia? A? E noastră? E de la vreun gajic sau ceva? Fă, prințesă, fă! Te ajut cu ceva, fă? Nu, tu nebună, du-te în casă, în casă, doamne, uita că-s la muncă, du-te acolo, în restaurant, că trebuie să ne vină clienții. Bine, fă, prințesă, am vrut să te ajut, da, dacă ești cu nasul pe sus, fă, prințesă, descurcă-te singură. Tu ești fata pe care am văzut-o adineauri. Mi-ai rupt vreo plantă că te pun să plătești. A, nu, nu am rupt nicio plantă. I-am rupt doar picioarele băiatului, dar e regulă. Tu ești fata care a sunat pentru rezervare. Da, eu sunt. Bine, intră înăuntru că nu am toată noaptea. Deci, bună seara, cu ce te pot ajuta, ce dorești să comanzi? Îmi puteți aduce un meniu? Nu avem meniu, uită-te pe telefon, prea mulți bani cheltuiți, nu avem meniu fizic. Ok, ia să vedem ce să-mi comand. Aveți legume la cuptor? Nu, legumele s-au terminat de mult. Atunci aveți tacos? Tacosul arată foarte bine. Nici tacos nu avem. Atunci aici aveți burger? Lasă-mă să verific. Yep, am verificat. Nu am nici burger. Atunci aveți hotdog? Am văzut pe un băiat înaintea mea că mânca hotdog. Băiatul peste care era să dau cu mașina. De fapt am dat, în fine. Na, nu mai avem nici hotdog. Ok, dar aveți ceva din meniu? Lasă-mă să verific. Am verificat, da. Am verificat și avem clătite cu ciuperci. Clătite cu ciuperci? Oh,
Ce gust au clătitele cu ciuperci, pentru că nu am mai mâncat până acum? Gust nașpa. Păi dacă sunt nașpa, de ce le-aș mânca? Păi nu sunt chiar atât de nașpa. Ai mâncat vreodată ciuperci? Da. Ai mâncat vreodată clătite? Da. Deci sunt clătite cu ciuperci, aproape de ce ai mâncat tu înainte. Nu o să fie chiar atât de nașpa. Ok, atunci faceți-mi o porție. Da, îmi vine să cred că trebuie să muncesc. Cât pregătiți mâncarea, îmi puteți spune unde este baia? Te poți duce afară, în boscheți. Cum adică afară? Nu aveți baie? A, ba da, avem baie, dar este doar pentru angajații restaurantului. Dar pentru că ești o clientă specială, da, poți folosi baia. Haide, aici este baia. Oh, mulțumesc frumos! Acum puteți închide ușa, mă descurc de aici. Mulțumesc. Nu o să închid ușa. Stau aici până termin, pentru că nu pot risca să furi hârtia igienică de la baie. Glumiți, nu pot să fac cu ușa deschisă. Și nu dacă se uită cineva la mine. Nu glumesc. Nu, serios, puteți închide ușa. Promit să nu fur hârtie igienică. Ok, o să plec. Dar dacă te prind că furi ceva, o să trec pe nota de plată de 5 ori mai mult decât a costat ce ai furat. Nu-mi vine să cred, credeam că nu mai pleacă. Doamne, ce figură! Femeia aia e nebună, adică vrea să mă privească în timp ce mă duc la baie. What? Mă mir cum de e deschis locul acesta. Dacă mă gândesc, ar trebui să fur niște hârtie igienică, pentru că îmi trebuie să însuflu nasul mai târziu. Și ce e cu acest miros? Cred că miroase destul de tare în baia aceasta. Oh, de aici venea mirosul. Oh, nu vine să cred. Oh my god! Acest bălegar e mai mare decât orice am văzut în viața mea. Cred că nu ai curățat baia de mult. Ai terminat la baie? Da, dar există o problemă acolo. Este un... cum să zic? O treabă mare, foarte mare, și nu am făcut-o eu, și miroase foarte urât și sunt multe muște și... n-am mai văzut niciodată așa ceva. Nu mă pot duce la baie în condițiile acestea. Scuze! Am fost eu mai devreme. Asta a fost eu. Mă duc să curăț și vin imediat. Stai să iau extintorul ca să alung toate muștele. Plecați, muștelor! Nu mai am nici ăsta în extintor. Dau cu apă după muște. Gata. Nici nu mă spăl pe mâini, că încrapă mâinile. Haideți să-ți fac clătitele, s-a aproape gata. Poftim, așează-te, ți-am gătat clătitele. Am mâncat una din ea, dar nu te super, pentru că mi este și mie foame. Ok, sigur, mulțumesc pentru clătitele cu ciuperci. Dar îmi dați ceva de băut, pentru că mi este foarte sete înainte. Da, sigur, stai să las aici clătitele și să-ți aduc de băut. O apă sau ceva, o cola, poftim. Ia cola. Doamne, dar înveți din cola. Așa și, o verificam să fie bună. Vă rog, aduceți-mi altă cola. Nu vreau să beau o cola pe care ați băut-o. Ori o bei pe asta, ori nu mai bei niciuna, pentru că nu mai avem cola. Despre ce vorbiți? Văd că aveți frigiderul plin de cola. Aș putea chiar eu să mă duc să-mi iau o cola. Nu îndrăsni. Haia, bucată! Ce s-a întâmplat? Mă doare capul. De ce sunt pe jos? Ai încercat să intri pe teritoriul meu și ți-am dat bucata. Aici clienții nu au voie. Du-te la locul tău. Ok, super ciudat. Dar unde-mi sunt clătitele? Nu mi-aminte să le fi mâncat. Le-am mâncat eu? Că nu stau toată noaptea după tine. Trebuie să strâng și să plec acasă. Mai vrei ceva? Păi, nu mai vreau nimic, dar
Faza e că nu am mâncat clăditele, mi-a zbăut cola. Așa că presupun că o să plec acasă fără să plătesc pentru că nu am consumat nimic. Ce? Nu pleci acasă fără să plătești? Te costă 500 de lei masa pregătită de mine. Ce? Despre ce vorbiți? Nu am mâncat nimic, mi-a zbăut cola. Cum să plătești ceva ce nu am mâncat? Lăsați-mă în pace, am plecat. Într-adevăr, acest restaurant este foarte, foarte rău. Oamenii care au lăsat recenziile au avut dreptate. Trebuie să las și eu recenzie și nu să mă mai întorc niciodată la restaurantul Prințesa. Nu pleci până nu achizi nota. Dacă nu, o să stai aici și o să speli vase toată noaptea. Vezi că ai ratat o pată. Oh my god, nu-mi vine să cred că am venit aici ca și clientă și am rămas să fac curățenie și să spăl vasele. Femeia asta chiar e nebună și nu mă lasă să plec. Iar a parcat cineva. E închis, domnule, plecați acasă. Am închis. Nu-mi place cum te-ai purtat cu mine, prieteno. Așadar, ăsta e un jaf. Dăm toți banii pe care i-ai făcut azi. Știi că nu ne permite. Stau prost cu banii. N-am prea avut clienți. Nu-mi pasă, fă. Dă-te. Dă-te că te jefuiesc. Ce nașpa ești. Mă furi, dar nu am bani. Și mi-ai spart botoxul. Unghiile mele de 20 de milioane. Părul meu. Fake extensiile mele mi s-au rupt. Ce noapte grea am avut. Aoleu, se întâmplă ceva ciudat afară. Aoleu, cred că are loc un jaf. Ia să mă fac eu mică. Gata, m-am ascuns. Sper că nu mă vede nimeni. Alo, cineva? Dă-mi toți banii pe care îi ai. Acesta este un jaf. Hei, micuțo, te văd acolo. Dă-mi banii sau te împușc. Vă rog, nu mă omorâți. Am doar 5 ani. Nu vreau să mă omorâți. Da, nu pasă. Îmi pasă doar de bani. Te las să trăiești. Dăm banii. Ok, nu am niciun ban, dar... presupun că o să verific casa să văd câte încasări s-au făcut. Deși nu cred că prea multe. Gata, am găsit! Aceștia sunt toți banii. Luați-i și plecați-i. Cam puțini, ai dreptate, dar măcar am bani de unghii. Fiu, a scăpat! A crezut că sunt bebeluș. Acum mă duc acasă pentru că, într-adevăr, acest restaurant a fost... unul dintre cele mai rele la care am fost. Mă duc până nu se întorc azi nebuni aici la restaurantul ăsta. Noroc că am venit cu mașina. Am plecat acasă și muncită și fără mâncare și fără bani. Ce mă dor picioarele. Cred că sunt rupte. După ce o să termin cu tine o să fii foarte urâtă, Foxy. Eu sunt Denisa și sunt cea mai bogată chirurg plastician, adică fac operații estetice, pun botox. Și tatăl meu deține Maple Hospital. Sunt cea mai bogată de aici. Tatăl meu îmi dă tot ce îmi doresc, doar sunt fetița tatei. Fata asta a postat comentarii răutăcioase despre mine. Cum îndrăznește? O să mă duc să dau cu mașina mea peste ea. Deci cum ziceam, este această fată nouă în oraș și am călcat-o cu mașina pentru că nu se poate crede mai bună decât mine. Și aștept să se trezească ca să aibă surpriza vieții ei. Va trebui să o operez și să o fac mai urâtă decât este, ca să fiu eu cea mai frumoasă, fițoasă și bogată din oraș. Ce se întâmplă? Unde mă aflu? Ce caut pe patul de spital? Stai liniștită, o să ai operația vieții tale. Ce operație? Despre ce vorbiți? Dați-mi drumul. Nu vreau nicio operație. Ce besna este aici? După ce a țipat, acea pacientă, acea fată a
adormit la loc. În fine, până atunci am timp să-mi fac o cafea sau să mănânc ceva. După care o să mă duc să operez și să fac mai urâtă decât mine. Nimeni în orașul acesta nu este mai frumoasă decât mine. Ok, să-mi iau aici frumos așa sau... mi-au ținut asta lantă de doctoriță și mă duc să-i dau niște operații, să opereze și e foarte urât, să fie urâtă. E frumoasă și o să fac super urâtă. I-am dat o injecție, dar a leșinat pe aici, pe jos. Nu-mi vine să cred, firar, trebuie să o mut sus, să o operez și să o fac urâtă. Hei, doamnă! Valia, nu naște acum aici, că am treabă aici, trebuie să fac o operație. Doamnă, nu am timp să mă ocup de tine. Văd că ești super gravidă, afară. Afară. Ok, hai să te mut. Ce se întâmplă? Ce caut pe jos? Ce caut într-un spital? Oh, ce mă dor picioarele! Cred că sunt rupte. Da, ai suferit un accident de mașină și trebuie să te operăm. Ce? Nu, nu mă operați, vă rog! Hai, doamna, îți dau 100.000 de dolari dacă mă ajuți să nasc. Bebelușul e pe drum. Nu, mersi, du-te că am treabă aici. Haide să îți dau ceva ca să ador și după aia să te mut în pat. În sfârșit, a adormit. Ia să vedem să-i luăm temperatura. Ok. E bună temperatura. Așa. Să începem să o facem urâtă. Așa, mai trebuie să tai. Stai să văd. După ce o să termin cu tine, o să fii foarte urâtă, Foxy. O să regret că ai încercat să fii o fițoasă bogată mai frumoasă decât mine. Acum să luăm și foarfeca, să tăiem cât putem de bine. Așa încet încet se transformă. Sper să nu se trezească. Ok. Așa, așa, tăiem, tăiem. Să tăiem și cu ciocanul, că nu se strică așa repede. Să facem urâtă rău de tot. Mai facem puțin cu ăsta. Mai tăiem. Când o să se trezească, o să aibă surpriza vieții ei. O, doamne, ce urât arată! Doamna doctoriță, ce i-ați făcut? Doamne! Hai, ce urâtă este! Gata, ești perfectă, Foxy! Mamă, cum arăți! Mi-a ieșit această operație! Oficial, sunt cea mai frumoasă din acest oraș, fițoasă și bogată! Nimeni nu mă întrece! O, da, o, da, sunt baby și am unghii lungi! O, da, o, da, o, da, și sunt bogată rău! O, da! Greșit salonul. Foxy, m-am
răscândit, o să te ajut să devii frumoasă din nou. Serios? Ați face asta pentru mine, vă rog, doamna doctoriță, vă rog. Vă rog, faceți-mă frumoasă din nou, vă rog din suflet. Sigur, dar cu o singură condiție: să pleci din acest oraș. Să te întorci în orașul de unde ai venit tu. Adică în Brookhaven? Da, dacă pleci acolo, promis să te fac frumoasă din nou. Sigur, orice, doamna doctoriță, vă rog, vă rog. Ajutați-mă, că nu mai pot să ies pe stradă, așa sunt foarte urâtă. Bine, așează-te acolo și o să te fac frumoasă din nou. Mulțumesc. Doamna, mă ajutați și pe mine să nasc, vină bebeluș, vă rog. Uitați-vă ce burtă mare am. Se naște bebelușul. Ajutați-mă. Of, chiar de asta nu aveam chef. Împinge! Împing! Încă o dată, împinge ca și cum sunt reduceri la haine și vrei să le cumperi tu pe toate. Împinge-te cu celelalte cliente. Am fugit, doctorița, asta e nebună. Bun, acum că am scăpat, ia să te operez din nou, Foxy. În câteva minute o să ador. Ce să folosesc? I-am stricat fața cam rău. Trebuie să-i fac acum o operație estetică mult mai bună. Dar va fi foarte greu. Hai să vedem. Cred că o să iau tot așa, să-i fac o injecție. Ia să văd, o fi adormit? Nu-mi dau seama la cât de urâtă este. A venit și asistenta mea să mă ajute. Așa. Are puls, este timpul să mă apuc de operație. Este timpul să tăiem. Așa. Ok. Și bisturiu. Acum să vedem dacă mai respiră. Ok, pare vie încă. Dar nu știu dacă o să mai fie după ce termin eu cu ea. Ah, e gata. Acum aștept să se trezească. Trezește-te, Foxy. Wow, părul meu arată incredibil. Ce mi-ați făcut? Oh my god, și fața mea! Nu arătam așa înainte. Nu, te-am făcut mai frumoasă ca înainte. Acum dispare aici, întoarce-te în Brookhaven. Ok, mulțumesc, doamna doctoriță. Mulțumesc că m-ați făcut din nou frumoasă. Deși mi se pare că am buzele puțin cam mari, adică se puteau mai mici. Te-am făcut baby, cum adică? Nu ești recunoscătoare? Ba da, mulțumesc, mulțumesc din suflet că m-ați ajutat să devin din nou frumoasă. Apreciez, la revedere. Atâți trebuie să nu fii recunoscătoare.